Salut! Mă bucur să ne revedem! Astăzi îți prezint Însemnările unei puștoaice. Este o altă serie de lecturi amuzante despre școală, prințese, fete fițoase sau tocilare, dar cel mai important este despre prietenie. Îți recomand și ție această lectură. Spor la citit! Nicky primește o invitație de la Mackenzie, fata care vrea să o pună mereu în dificultate. Deschide invitația legată cu panglici crem și citește. Te invit la petrecerea mea a marți din luna a anul. Vom asculta piese muzicale din anii. Ne vom juca și vom servi un tort după o rețetă din secolul al... Alături de toți prietenii vreau să scriu capitolul al vieții mele, Mackenzie. Da, are nevoie de puțin ajutor. Este vorba de cifrele romane. Hai să descifrăm împreună. În primul rând este ca un cod, dar nu este greu. Este sistemul roman care folosește 7 simboluri numite cifre romane care corespund anumitor numere după cum urmează. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Apoi, ca să putem forma numere, trebuie să respectăm câteva reguli. Într-un număr, simbolurile care se reprezintă 1, 10, 100, 1000 se pot repeta în poziții alăturate, dar nu mai mult de 3 ori. Celelalte simboluri care reprezintă 5, 50, 500 nu se pot repeta în același număr și nu se scad. Pentru acest motiv, poziția simbolului la stânga sau la dreapta unui număr face ca valoarea lui să fie aflată prin adunare sau scădere astfel. Când așez la stânga un simbol cu valoare mai mare, fac adunare. 500 plus 50 este egal cu 550. Deci aici am scris numărul 550. Când așez la stânga un simbol cu valoare mai mică, atunci fac scădere. 500 minus 50 egal cu 450. Aici am scris 450. Observăm că o cifră în cadrul unui anumit număr are aceeași valoare, indiferent de poziția pe care o ocupă în cadrul numărului. Acum să descifrăm ce este scris pe invitația primită de Nicky. Ca să te ajut puțin, am pus aici simbolurile și valorile lor. Iată, 5 minus 1 este egal cu 4, pentru că valoarea mai mică este așezată la stânga. Apoi 10, 1000 plus 1000 plus 10 plus 10 plus 1 este egal cu 2021. 1000 plus 1000 plus 10 plus 5, 2015. 10 plus 10 minus 1, pentru că valoarea mai mică este așezată în stânga aici. Și am grijă să rezolv mai întâi operația de aici. 10 plus 9 este egal cu 19. Și 10 plus 1 plus 1 este egal cu 12. Și acum să citim invitația lui Nicky. Te invit la petrecerea mea a 4-a marți din luna a 10-a anul 2021. Vom asculta piese muzicale din anii 2015. Ne vom juca și vom servi un tort după o rețetă din secolul al XIX-lea.
Alături de toți prietenii, vreau să scriu capitolul al 12-lea al vieții mele. Și acum să exersăm. Realizează corespondența dintre numere folosind datele din tabelul cu simboluri și regulile prezentate anterior. Și acum să verificăm. 2120, 400, pentru că ai un simbol cu valoare mai mică în fața unui simbol cu valoare mai mare, iar în partea dreaptă, invers. 460, deci am făcut odată scădere și odată adunare, și atunci vom avea aici 460. 92 și 1970. Dacă ai obținut și tu așa, este corect. El este tatălui Nichi. Care este vârsta lui? Privește cu atenție simbolurile de pe lumânările tortului. Dacă vrei să inventezi și tu un joc, îți dau o idee. Telefonul cu fir roman. Scrie pe un bilet, folosind cifre romane, luna și anul în care te-ai născut. Apoi dă biletul mai departe colegilor sau prietenilor tăi. Următorii copii vor scrie și ei luna și anul în care s-au născut. După ce a ajuns biletul din nou la tine, faceți mici statistici. Câți copii sunt născuți în același an sau în aceeași lună și să vedeți ce interesant va fi. Succes!